Accident în turnul Severin astăzi la intersecția străzilor Independenței cu Iuliu Maniu. Două mașini s-au făcut praf, dintre care una a ricoșat în parterul unui bloc din cauza impactului. Cel mai probabil este vorba despre manevra stop neefectuată de șoferul care se deplasa pe strada Iuliu Maniu. Pagubele atât la cele două autoturisme sunt mari, iar cât privește parterul blocului unde este și sediul unei farmacii, încă nu se cunosc cu exactitate. De asemenea, în urma dinamicii accidentului, un autoturism a ricoșat lângă o bordură, unde mai multe autoturisme erau la rândul lor parcate.